Salut, Rămă! Salut, salut, salut! Am intrat de cât două minute să te salut, că am văzut că ai făcut aici. Facem Salut, aceeași. da, bine Ești un vin! fel de Dan Diaconescu al societății românești. Am intrat mai mult că l-am prins și Bădincă. Bă, nene, dacă oamenii ăia de la tine, Bădincă, după cea, dacă tu lași să mă înjure, bă, măcar dați-mi un semn de viață să intru și eu, să ne înjurăm toți împreună, înțelegi? Și la tine, Alina, Îți pun bă, oamenii tăi ăia care te pup și nu știu ce, și conquistador și reconquista și ăștia, măcar să aibă curaj față în față, înțelegi? Că eu zic un lucru, eu nu sunt șmecher, nu sunt aia, dar eu nu mi-e frică de bătaie sau așa să mă amenințe, că bă, că uite ce face, că te tai, că mă... Nu mi-e frică cum e, trebuie, stai liniștit. De atâta vreau să intru și să mă lase liniștit în pace, că a văzut că nu-i bag în seamă, nu-i înjur, eu nu-i înjur de morți, de copii, de familie, de alea. Eu n-am treabă cu ei, ți-am zis, mă doare fix un pic ce face ei. Dar să aibă bun simț, măcar să mă înjure de față, înțelegi? Atâta. De unde te-ai jurat, mă, la mine în chat? Da, m-am jurat, pe cum, vrei să scot alea? Și la Alin pe chat m-am jurat. Și Reconquista, și Conquistador, și Aiurea, și FM, și mai știu toată lumea. Înțelegi? Dar măcar nu mă jură față în față. Și eu n-am de gând să fac polemici cu ei, că eu nu sunt ultra, să fac polemici cu steaguri, cu nesteaguri. Păi nu, doar în 14, înțelegi? Și pe mine nu mă doare nici, eu v-am mai spus, pe mine mă doare din partea mea să se desfințeze, bă, fotbalul românesc. Și așa e un WCO public. Ce fata fotbal românesc vă trebuie vouă? Voi n-aveți bani să plătiți 2000 de euro salar și vă trebuie fotbal. Înțelegi? Păi am avut pe Caruș, care e săracul. Da. Da. Ce, nu știu, că nu mă înțeleg. Băi, nu știu, păi uitați-vă, frații mei, în chat, pentru că dacă eu scriu pe chat la unul că iau morți și nu știu ce, mă blochează, înțelegi? Dar eu nu fac chestia asta. Deci, pentru că mie nu-mi place scandalul și nu-mi place eu asta. Nu blochez, nu te-am blocat la mine. Băi, nu, eu am văzut. Dani Lung să blocheze aici ce a fost înjurat. Deci nu, eu n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește. Dar bă, nu-mi place măcar să mă înjure. Să mă sune lumea, să-mi zică, bă, uite, bă, te-am jurat aia. Bă, măcar sună-mă dracu, să ne înjurăm împreună, știi, să fim toți, măcar, dacă e, să aibă față în față, măcar să fie, mă, știi, măcar să ai așa, nu, mă însur la 12 noaptea sau la 1 noaptea, mă însur, bă, că nu știu ce, că ce face, că nu știu ce, că morți, că răniți. Bă, tată, bă, eu nu-s dinamovist sau nu-s rapidist sau nu sunt ăștia, înțelegi? Mie nu mi-e frică de așa ceva, dacă vrei să o dăm parte în parte, da, ne batem parte în parte și așa, ei. Să înțeleg? Fii mai bun, că nu se bată nimeni cu nimeni. Pe păi chat, nu, oamenii dar care stau cu nimeni nu se bată, amenință, nu se bată nimeni. Băi, văd că mă înjură și mă amenință și nu suntem așa civilizați, înțelegi? Adică nu e chestie de civilizație. Că mie asta cu traseria, te-am zis, e ca un veceu public pentru mine. Eu nu am nimic cu oamenii, dar pe mine nu mă impresionează că ești tu ultra. De asta, mă, cine te-a amenințat? Băi, uite-te emisiunea de data trecută, când mi-au scris lumea. Păi m-au luat în morți și Conquistadorul și toți ăștia. Păi eu eram nebun să intru să zic ceva, Doamne ferește. În fine, oricum, nu mai intru și gata, v-am zis, bă, nu mai intru. Înțelegi? Nu, și nu am chef să mă jur cu lumea. Nu, dar n-am chef să mă jur cu lumea, înțelegi? Că măcar nu are, bă, măcar trebuie să spun un lucru, măcar și chestia asta, măcar dacă înjură-mă ca lumea. Înțelegi? Că nici de înjurat nu știi să mă înjuri. Deci, bun. Bun, bine, rău, îți mulțumesc. Bun, hai, ne auzim.